Vă dorim astăzi, 26 iunie, ziua Drapelului Național al României, zi proclamată prin legea 96 din 20 mai 1998. Această zi de sărbătoare constituie un prilej deosebit pentru cinstirea simbolului onoarei, vitejiei și gloriei înaintașilor noștri și sunt onorat să amintesc câteva repere importante din istoria Drapelului Național. Astfel, la 26 iulie 1848 a fost decretat pentru prima dată ca simbol național de Guvernul Revoluționar Provizoriu din Țara Românească, având înscrisă pe el deviza Dreptate, Frăție. La 13 iulie 1848, prin decretul 252, Guvernul Revoluționar a stabilit ca dispunerea culorilor tricolorului să fie de la lance astfel, albastru închis, galben deschis și roșu carmin. S-a dispus totodată confecționarea de steaguri naționale ca să fie arborate în toate localitățile. Ceremonia s-a încheiat cu o paradă militară de toată frumusețea, cei prezenți fiind încântați și aplaudând la scenă deschisă.